Stat de vorbă cu doamna Mirabela Stamate, șef serviciu regional pentru prognoză. Ne va explica exact care sunt pașii pentru prognoza meteo. Bună ziua, bine ați venit pe la noi. Într-adevăr, pentru o prognoză cât mai bună avem nevoie să respectăm o serie de pași, la fel ca cum la o rețetă în bucătărie trebuie să avem niște ingrediente, la fel și noi la meteo avem nevoie de un rețetar. Într-o primă fază, un meteorolog, atunci când vine la serviciu, trebuie să știe de unde pornește, trebuie să știe ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore și mai apoi să se gândească ce urmează să facă vremea. Pentru asta noi beneficiem de date din oră în oră, de la toate stațiile meteorologice din țară, dar și din fluxul internațional. Iar în ceea ce privește Dobrogea, avem stații meteorologice care, spuneam, oră de oră ne dau informații despre temperatura aerului, despre viteza vântului, despre variațiile de presiune și o grămadă de alți parametri meteorologici necesari. După ce meteorologul își face o diagnoză a ceea ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de dinaintea turei lui, pornește în studierea modelelor numerice pe care le are la dispoziție. Modelele numerice cu care noi lucrăm sunt de două tipuri. Modele numerice la scară globală, care ne dau o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în Europa și nu numai, dar noi suntem focusați pe ce se întâmplă în Europa, și modele numerice de scară mai limitată, focusate pe ce se întâmplă în România. Bineînțeles, se începe cu studierea modelelor globale pentru a ne face o idee de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în Europa și ceea ce urmează să ne afecteze și pe noi. Și după aceea coborâm la scară mai mică să studiem în detaliu ceea ce urmează să se întâmplă pe teritoriul nostru de interes, România și, în ultimă instanță, Dobrogea. Modelele sunt de mai multe feluri. În spatele lor stă un foarte complex aparat matematic, foarte multe ecuații ale fizicii atmosferice și toate aceste informații cumva sunt transpuse sub formă de hărți, iar practic munca meteorologului constă în a interpreta aceste hărți. Hărțile ne dau informații despre presiunea la nivelul solului, despre presiunea la diferite niveluri în altitudine, despre vânt, despre temperaturi, despre gradul de acoperire al cerului cu nori și așa mai departe. Deci foarte multe informații pe care meteorologul trebuie să aibă capacitatea de a le analiza și de a face o sinteză, astfel încât după câteva ore de analiză și sinteză, să poată să spună când un anumit sistem sau un anumit, știu și eu, sistem noros pe care l-a observat, să spunem, la intrare în țară pe partea de vest, în cât timp ajunge să afecteze estul României sau cât din el mai rămâne activ și dă fenomene pe partea noastră de interes. Deci această muncă durează, deci nu este de o oră, jumătate de oră, durează ceea ce trebuie să interpretați dumneavoastră. Și acum, dacă ne puteți spune cum va fi vremea în acest weekend, dacă aveți cum să ne spuneți. Da, după cum ați văzut, de câteva zile ne bucurăm și noi în Dobrogea de o vreme cu aspect foarte plăcut. Deși, din punct de vedere termic, creșterile de temperatură nu au fost spectaculoase, creșterea a fost lentă, am ajuns cumva la valori normale pentru această perioadă. Urmează și pe parcursul zilei de mâine temperaturile să mai crească, astfel încât cumva pe partea de vest a Dobrogei să avem temperaturi chiar de 17-18 grade, pe litoral de-abia 13-14 și cumva pot să reamintesc constanțenilor că niciodată primăvara la Constanța nu vine repede. Asta pentru că suntem în vecinătatea Mării Negre. Temperatura apei mării este scăzută în această perioadă și apa mării are o inerție termică mică, adică se încălzește greu și atâta vreme cât vântul suflă dinspre mare, pe malul mării este încă răcoare. Revenind la întrebarea dumneavoastră,
Vineri va fi o zi un pic mai închisă ca și aspect. Așteptăm la nivelul Dobrogei ceva precipitații, dar nu importante cantitativ. Iar de sâmbătă vremea începe să se încălzească din nou și să aibă un aspect plăcut. Și acum să le spuneți constanțenilor, pentru că mulți se așteaptă ca să aveți o prognoză clară și precisă pe anumite zile, pe cât interval de timp puteți să dați o prognoză mai exactă? Că vremea este schimbătoare oricum. Da, vremea este schimbătoare și oricât de pregătiți am fi noi din punct de vedere teoretic, din punct de vedere al dotărilor, pentru că în ultima vreme acurateța prognozelor a crescut semnificativ, asta și pentru că cumva tehnologia ne-a ajutat foarte mult. Acum dispunem de date satelitare, de date radar, de observații în locuri din ce în ce mai greu accesibile și toate acestea cresc gradul de realizare al prognozelor, dar spuneam că cu toată tehnologizarea și cu toată știința noastră, atmosfera încă nu este 100% predictibilă. Deci vremea face întotdeauna cum vrea ea într-un final. În ceea ce privește prognozele pe care realizăm noi aici la centru, ele sunt prognoze de scurtă durată și prognoze de medie durată. Când vorbim în prognoze de scurtă durată, ne referim la prognoze pe 3-6 ore până la 24 de ore și prognoze de încă 4 zile în plus cu o tendință de 3 zile. Deci acoperim undeva la 7 zile. Ideea este că cu cât perioada de prognoză este mai scurtă, perioada de anticipație, cu atât crește și gradul de realizare al prognozelor. Și de menționat că noi primim informații noi în ceea ce privește modelele numerice. La fiecare 12 ore se rulează modelele și ne dau versiuni noi de prognoză. De aceea, întotdeauna rugăm beneficiarii, măsura în care se poată, să revină pentru informații ulterioare, pentru că se pot schimba scenariile. Vă mulțumim frumos! Cu plăcere!